Mergem puțin mai departe la următoarea noastră invitată, Magda Pălimariu, care când apare, ce credeți că se întâmplă? Soarele răsare! Soarele răsare! Trebuie să o cer pe Magda, că m-a sunat taică-mi de la Târgu Jiu, bă, când prezintă ea la meteo, stă cu posteriorul fix unde e Târgu Jiu. Magda! Nu știu de ce mergem așa, dar mă Bună simt ziua. Ca la o prezentare. Da. Magda Pălimariu, din cap până în picioare, colega noastră foarte frumoasă. Dăm voie să spun că îți vine foarte bine roșu. Mulțumesc, că tot este săptămâna cu Valentine's Day, nu? Arăți foarte bine. Da, mulțumesc. Magda. Să nu cumva. Câștig 1000 de euro. Deci a desfăcut-o, nu? S-a desfăcut? Tu te-ai îndepărtat, stai. Tu va trebui să o faci la loc, să știi. Deci, dragi telespectatori, rămâneți pe recepție că nu știți ce se poate întâmpla. Ah. Ia uite aici, e impecabilă. Exact, m-a închinuit impecabilă, o oră. Magda, uite-te aici, impecabilă. Impecabilă. Da, fundița făcută de Cătălin Măruță. Fundița e la locul ei. Nu părăsiți televizoarele, nu știți ce se poate afla. Magda. Bine că nu se poate întâmpla, că puteai foarte bine să o desfaci de tot. Mamă, și dacă te eram vedeam. Inspirat să trag un pic mai tare sau tu te mișcai, tu îți dai seama ce vedeam? Ce vedeai? Stai asta liniștit. E o întrebare! Soarele! Soarele! Magda, ia un loc nimic, aici cu știi. Noi, colega noastră frumoasă de la Meteo, Magda. Ți-am zis, mă, Magda, am reclamații de la Târgu Jiu. Am reclamații de la Târgu Jiu, fii atent. Încă o dată, oameni buni, Magda Pălimariu are telefonul la ea. Dați-i follow pe Instagram Magda Pălimariu și mulțumesc. Spuneți-i dumneavoastră în mesaje, mai ales cei din Oltenia, dacă n-aveți o problemă, că întotdeauna la Meteo acoperă Târgu Jiu și nu numai, și zona Olteniei. Ce să fac dacă de fiecare dată trebuie să povestesc despre sud-vest? Și atunci trebuie să stau pe sud-estul țării, dacă este... partea cu soare, să zic. Îmi place să vorbesc despre soare. Exact. Mai ales și în zilele următoare, când va fi foarte cald afară. Va fi cald? Foarte cald. Adică? Adică temperaturile vor crește, pe zi ce trece. Vine primăvara. Vine primăvara. Dă-mă să te pup, bravo, Doamne ajută! Mua! Mua! Vine primăvara, mă, bă! Dobrogea! Facem grătar! Da, nu știu câtă lume se bucură de treaba asta, dar temperaturile vor crește pe zi ce trece și vom avea temperaturi mai mari decât ar fi normal. Și astăzi în București, ai văzut, a ieșit soarele, sunt 12 grade în loc de vreo 6 cât ar trebui să fie. Magda, așa că... soarele a apărut astăzi pentru că ai venit tu la emisiune. Așa ziceam și eu, că dacă aș fi venit săptămâna trecută, nu era chiar busul. La fel. A fost busul, busul e mai morocănos și a venit cu zăpada și cu gheața. Oameni buni, despre dragoste. Iubire, fericire, vacanțe și Instagram cu Magda Pălimariu după o scurtă pauză de publicitate. Am revenit în direct, oameni buni, suntem live la Pro TV și live pe Instagram la Magda Pălimariu pentru cei care vor să o vadă din mai multe unghiuri. Ia uite, mă, Magda, bă, funny, se uită acum și dau subscribe aici la Magda Pălimariu și te hello, urmăresc. Hello, hello, hello. Iar Gami, oameni buni, a făcut o sesiune de fotografii la școala 56, vecinii noștri de aici de la Pro TV, școală pe care și el a terminat-o. Să știți că a stat, a făcut poze. Gami, pe cât ai zis că e concertul la Romexpo? Pe 1 iunie vă așteptăm la cel mai tare concert Five Gang la Romexpo, la The Concert. O să fie acolo mai mulți artiști, dar în principal o să fim noi acolo. Pe 1 iunie, Romexpo, vă așteptăm. Five Gang, Five Gang, da? Five Gang, uite-l și pe Gami aici, undeva pe canapea, pe 1 iunie, la Romexpo. Cât o să țină concertul Five Gang, ca să știu cât îl țin pe umeri, pe fiul meu? Așa special pentru tine, cred că vreo 2-3 ore, deci... Mulțumesc mult, să mă apuc de sală din nou. Magda. Și urmează și concertul Andrei. Da, pe 4 și 5 aprilie la sala Palatului Pasion Latino. Abia aștept. Și tu ai sânge caliente în tine, așa. Bineînțeles, și mie îmi place Andra, sunt fanul deci, ei deci number one. Deci vii la concert. 4-5 aprilie, da, oameni buni, e Pasion la sala Palatului. Mă rog, mai multe aflați de pe eventim.ro. Doar de fapt pe 4 mai sunt bilete, că 5 e sold out. Dar, băi, Magda, sunt aproape 400 de oameni care te urmăresc aici, iar din unghiul meu se vede o Magda foarte strălucitoare. Și sper să fie și foarte multe fete, pentru că anul ăsta voi avea foarte multe surprize, așadar, fetelor, dacă o să-mi dați follow, veți avea surprize din partea mea, pentru că am de gând să pun multe
se spune giveaway-uri, nu e corect. Opa. Un giveaway, două giveaway. Deci merge. Deci practic o să fie multe concursuri. O să fie multe concursuri prin care eu le voi oferi fetelor diverse rochii. Dar nu ești corectă, Magda, că aș vrea să particip și eu ca bărbat. Și băieții pot să participe și vor câștiga probabil o bijuterie, un inel pentru iubitele sau soțiile lor. Dobrogea! Intră, follow Magda Polimariu și viața noastră se poate schimba. A, e fan de mult, iartă-mă. Deci știe Magda, e colegul meu, apare la balcon, a zis că e fan de mult. Ce ai mai făcut în ultima perioadă? Pe unde ai fost? Nu am mai fost niciunde, doar de Revelion atunci la Viena, da. După care m-am întors la muncă și de atunci prezint vremea în fiecare zi pentru telespectatorii noștri dragi și imediat voi merge iar în studio să prezint vremea. La ora 17:50 voi fi acolo. Pentru că urmează știrile Pro TV Oameni Buni în câteva momente, apoi emisiunea Ce spun românii, iar Magda o să fie prezentă cu meteo. Bineînțeles. Dar ne-a dat vești bune, o să fie vremea frumoasă. Foarte frumoasă, se încălzește pe zi ce trece. Cum spuneam, temperaturile vor crește, vor fi chiar cu mai multe grade decât ar fi normal la această dată. De ploi se pare că nici nu poate fi vorba. Scăpăm și de vânt, doar la munte mai este vânt astăzi și gata. Weekendul se pare că ne aduce vreme foarte frumoasă și se pare că tendința este de încălzire și în următoarele zile. Iar eu spun că nu se pare și e 100% că-ți vine foarte bine culoarea roșie. Mulțumesc! Cărei fete nu-i vine bine îmbrăcată în roșu? Ai dreptate, Magda, îți mulțumim mult de tot. Magda Polimariu, oameni buni.